Bine v-am găsit, dragi copii! Bunicii sunt persoane speciale din viața noastră. Aceștia, de cele mai multe ori, au o relație strânsă și extraordinară cu nepoții. Se topesc de dragul nepoților, ajutându-i să crească frumos. De aceea, cred că un bunic este o combinație între un părinte, profesor, dar și cel mai bun prieten. Aș dori să vă luați câteva secunde și să vă amintiți vacanțele petrecute cu ei. Priviți imaginile. A fost vacanța ta la bunici. În ce anotimp obișnuiești să petreci mai mult timp cu bunicii tăi? Îți aduce aminte dacă obișnuiai să umbli desculți prin iarbă? Bunicii sunt cei care ne înconjoară cu multă dragoste. Fiecare dintre ei face tot posibilul să ne facă să ne simțim bine. De exemplu, bunicul desenează cu mine pe asfalt, pe trotuarul din fața casei. Iar bunica este cea care mi-a croșetat un lucru frumos care mă ajută să mă organizez tangramul la matematică. Ceea ce îi face special e blândețea, răbdarea și iubirea ce ne-o poartă. Vă invit să ne amintim de ei jucându-ne cu simboluri. De ce ți-aduce aminte aceste patru simboluri? De exemplu, primul simbol îmi amintește de bunica care se trezea întotdeauna de vreme. Al doilea simbol îmi amintește de seriile în care bunicul îmi citea povești. Cel de-al treilea simbol mă duce cu gândul la diminețile în care trebuia să udăm florile din grădină. Iar ultimul simbol îmi aduce aminte de mirosul de cozonaci din casa bunicilor, pe care îl pot simți și acum. Haideți să călătorim în timp la bunici. La ce te gândești când privești aceste simboluri? Scrie ideile tale pe caiet sau discută cu colegul de bancă. Ascultați ce amintiri mi-au trezit mie aceste simboluri. A sosit vacanța de vară. Soarele strălucește pe cer, iar vremea este plăcută. Părinții mei, fratele meu, Alin și cu mine, ne pregătim bagajele și ne îndreptăm voioși spre casa bunicilor. Abia aștept să ajung și să văd grădina bunicii. Sunt sigură că are o mulțime de flori frumoase, deoarece e mereu preocupată de grădina sa. Alin așteaptă meciul de fotbal promis de bunicul și plimbările cu bicicleta la marginea satului. Va fi o vară de neuitat! Puteți scrie și voi un scurt text folosindu-vă de simbolurile de mai sus. Vă puteți ajuta și de următoarele întrebări. Obișnuia bunicul sau bunica ta să-ți citească? Ce povești îți citea bunicul sau bunica? Cum au fost plimbările în parc? Îți amintești gustul mâncării preparate de bunica ta? Luați-vă timpul necesar scrierii textului și apelați la imaginație, la amintirile voastre alături de bunici.
puteți privi și acest desen. Mult succes! Pe curând!